conferința de presă de astăzi, 9 ianuarie 2020. Am ținut neapărat să vă invit, să vă salut, să vă spun la mulți ani, dragi prieteni din presă. Am început un nou an, un an cu multe provocări, că vor fi și alegeri locale. În primul rând vreau să vă spun că voi candida pentru al doilea mandat. Doamne. Și vă spun de acum că n-am nicio risc să nu-l recâștig. Știu că sunt destul de discuții, provocări, bârfe. Astea toate sunt a celor care au gestionat județul mai mult de 12 ani și lucrurile le-au lăsat, așa cum știți, încurcate toate, făcute praf toate, mai puțin pentru dezvoltare și pentru reușită a unei echipe. Eu trebuie să mulțumesc echipei Consiliului Județean că au înțeles mesajul meu de la preluarea mandatului, că cine face față va rămâne în echipa mea și împreună să reușim pentru a pune în practică cele mai multe proiecte și cele mai dorite de populație, că aceste lucruri sunt în așteptare și vor fi în beneficiu cetățenilor. Dacă aș lua să fac o trecere revistă, aș spune, prefectura e în licitație, urmează într-o lună de zile să finalizăm licitația Palatului Prefecturii, o să predăm amplasamentul și o să ne apucăm de lucrările de reconstrucție și reabilitarea prefecturii. A fost destul de dificil pentru că aici am avut de-a face cu arhitecți care sunt în monumente istorice și sunt foarte puțini la nivel național. Am reușit să găsim o firmă de arhitectură care a putut să gireze, să spunem, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru prefectura noastră a județului Călăraș. Spitalul e în licitație la Compania Națională de Investiții, Alipa Noua Spitalului. Am deschis licitația și pentru Spitalul Nou de la Săpunari. Pe fonduri transfrontaliere aș putea să spun faleza și portul de embarcațiuni pe Ministerul Turismului și Sportului. În continuare, drumurile județene pe care le-am reabilitat, la venirea mea în mandat aveam undeva la 4,5 km de drumuri județene reabilitate, am ajuns la 35 de km de drumuri județene reabilitate pe an, deci înseamnă că am modernizat, restructurat și capitalizat societatea de drumuri și poduri a Consiliului Județean și s-a ajuns la o performanță de luat în seamă. Pe fonduri, pe programul operațional regional avem drumul 402 de 63 de kilometri care pleacă de la Curcan, se descarcă tocmai la Belciugatele prin Măriuța, limită cu Iavănița. Drumuri pe programul de dezvoltare locală Chirnogi-Crivăț, care este în lucru și se va finaliza, cred că, până în septembrie 2020. Avem 403 licitat, am semnat contractul de lucrări. Mai avem în evaluare pe Suierd 201B Ulmeni Lehliu Sat, care urmează să primim, este eligibil, dar nu a avut alocate suficiente sume ca să putem să fim și noi prinși în el. Sper că pe viitoarea, să spunem, deschidere de fonduri să putem să-l semnăm contractul pe acest proiect. A rămas anveloparea spitalului în evaluare. Nici aici n-am putut să fim, să spunem, cu sumele prinse ca să putem să realizăm semnarea contractului și să putem să finalizăm spitalul, așa cum ne-am propus. Am investit în Spitalul Județean de Urgență Călăraș peste 1 milion de euro în aparatură. Am primit, să spunem, și am semnat contractul cu RMN-ul, am adus un nou CT-ul nou, deci lucruri pe care sala de operație și finalizarea etajului 4, toate astea s-au întâmplat în mandatul pe care l-am preluat în 2016. Dacă sunt întrebări de partea noastră. Spuneați că candidați pentru un nou mandat de președinte a Consiliului Județean. Din partea cărei formațiuni politice? De la toate formațiunile. Eu vă spun că voi fi președintele Consiliului Județean.
Asta referitor la candidatură este dorința dumneavoastră sau a partidului? Reduceți-vă locul. Ca să poți, deci eu voi candida de partea Partidului Național Liberal. Asta dorința nu e a unuia sau altuia. E dorința biroului permanent național. Deci conducerea partidului la nivel național. Acolo va fi, acolo se va valida candidaturile, nu se validează la nivel local. Dar încă nu s-a validat. Încă nu s-a validat și nu se urmează să se valideze în luna februarie. Se vor face sondaje de opinie? Da, pe baza sondajelor. Nimeni nu o să fie primar de municipiu sau președinte de Consiliu Județean, nu o să fie nimeni pus pe listă decât în urma unui sondaj de opinie. Asta sunt regulile la nivelul Partidului Național, Național Liberal, la nivel de centru. Și dacă sondajul o să arate că dumneavoastră sunteți cea mai bună alegere pentru candidatura pentru primăria municipiului Călăraș? Mă voi conforma așa cum spune partidul. Deci să nu cumva să considerăm că cineva care e în politică face el reguli. Nu. Regulile face partidul și la nivel național centrul va decide cine va candida. Nu că vrem sau că vrem. Toată lumea ne dorim. Ne exprimăm dorința de a candida. Dar locul unde candidezi, decizia finală va fi la centru. Dumneavoastră vreți la primărie? Dacă partidul mă trimite la primărie, mă duc la primărie. Și atunci la consiliu. Cine mă trimite? Păi, uite, asta e întrebare. Păi, forța, știți ce se întâmplă? Partidul pune oamenii să candideze pe locurile eligibile și acolo unde sunt de luat în seamă. Ce la Consiliul Județean, pe cine vedeți atunci? Cred că va fi o rocadă. Dan Drăgulin la Consiliul Județean. Aoleu. Doamne ferește. Vreau să vă referiți la noul prefect de Călăraș. Da, așa este. În urma discuției... Asta nu l-au pus încă, nu s-a semnat că... Păi nu a apărut hotărârea de guvern de acceptarea demisiei și numirea noului prefect. Da, n-a apărut în monitor oficial. Păi n-a apărut, dar discuțiile au fost purtate și am acceptat să-l întrelum să vină în echipa Consiliului Județean. Deci am fost de acord, am vorbit cu domnul prefect. Vine la dumneavoastră în echipa de consilier personal? În direcția juridică a Consiliului Județean. Domnia sa fiind jurist de profesie, întărește echipa juridică a Consiliului Județean. Și noul prefect? Noul prefect, domnul Stoic. Da. Nu, dacă ne puteți spune cu părere. Cum vedeți colaborarea cu Ionu Vitor? Da. Ascultați-mă, e ok. Eu am fost militar de carieră, a condus unitatea militară de jandarmi a județului Călăraș, a condus unitatea militară a județului Argeș de jandarmi, a fost înaintat la gradul de general. Eu zic că este un model și un om care poate să arate că vine dintr-o zonă cu mare disciplină și să poată să demonstreze, să demonstreze că va face treaba. Este pensionar de stat și când a început guvernarea Orban, mulți lideri liberali și-au expus părerea că nu e bine ca cei care sunt pensionari de stat să mai ocupe funcții publice. Trebuie să renunțe la, indemnizația de pensie sau pensia pe care domnia sa o ia astăzi și să accepte salariul de prefect. După ce am înțeles, deocamdată sau deocamdată nu, nu e votat nimic. A, că moral nu e în regulă? Nu, eu vorbesc din punct de vedere moral, ce au spus liderii liberali. Deci, dreptul la pensie și la câștigat prin muncă, legislația i-a permis să ia acest drept și faptul că acum vine să mai se angajeze să conducă și prefectura județului Călăraș înseamnă muncă prestată pentru comunitate. Aici cred un singur lucru, ar trebui să le, ia pe amândouă, dacă ar fi din punctul meu de vedere. Și plătește și impozit. Liberalii spuneau că atunci când ești la pensie, se presupune că nu mai ești bun de muncă. De vârsta unui militar le-a permis să iasă mai devreme de 55 de ani. Mai repede decât mine. Decât noi, cetățenii de rând. Cei obișnuiți. Cei obișnuiți, cetățenii de rând, care ne permite legea la 62 de ani să ieșim la pensie. E vorba de grupa specială. Iar militarilor, prin lege specială, le-au permis să iasă mai devreme la pensie și să poată să avem militar cu 45 de ani și la pensie. La 45 de ani. La pensie voi de ce vă aveți? Dar aveți cunoștință sub prefectul nou, mă rog, al dumneavoastră, al PNL-ului, când va fi pus în funcție? Eu cred că împreună în ședința de guvern viitoare, cred că va fi și prefectul și subprefectul puși în același timp pe funcție. Informațiile mele sunt de pe 10, așa am discutat la nivel de prefect, conducerea partidului, după 10 ianuarie intră și Călărașul în analiză pentru prefect și subprefect. Și la subprefect pe cine vedeți? Nicu Dumitru. Nicu Dumitru, funcționar public,
funcționat public se transferă în cadrul prefectului. Care ar fi principalul obiectiv al dumneavoastră în anul acesta? În anul acesta, principalul obiectiv ar fi să începem lucrările spitalului și prefectura. Cele două obiective care sunt de importanță majoră pentru cetățenii județului Călăraș. Acest simbol al Călărașului, monument istoric, Palatul Prefectural, să începem lucrările la el și aripa nouă de spital a Călărașului în incinta Spitalului Județean de Urgență. La prefectură de unde provin fondurile? Din fondurile Consiliului Județean. Domnul președinte, ce se aude cu drumul acela de acces spre, din, înspre municipiu, de la Piscicola? Ce intenții sunt când să încep lucrările? Nu, la momentul ăsta am primit, mi s-a returnat documentația din nou, am fost ieri împreună cu echipa Consiliului Județean la primăria municipiului Călăraș. De la primăria am fost la inspecția în construcții, s-a găsit formula să mai completăm cu cel care a întocmit pugul municipiului Călăraș, să vină cu o completare la PUC ca să ne dea autorizația de construcție. Sper că până la finalul lunii ianuarie să avem autorizația de construcție și să finalizez drumul până la finalizarea mandatului de președinte. Dar nu este într-un proces acel drum acum? Ei, nu, e o plângere penală. Există o plângere penală făcută de primărie împotriva drumurilor județene. Eu nu, mă refer la Ministerul Transportului. Nu, e... Eu știu că este un proces, pe rog, pentru acel drum. Da, dar nu este Consiliul Județean. Păi nu Consiliul Județean, dar vizează acel drum. Dar nu, nu e chemat Consiliul Județean în acel proces. Nu suntem noi parte în proces. Nu suntem noi parte în proces. Revenind la spital, noul computer tomograf funcționează? Știu că e în garanție, garanția s-a extins și are o problemă. A făcut câteva defecțiuni, cel care e nou adus în mandatul pe care l-am preluat eu. Știu că funcționează cel vechi, aia am cumpărat un nou la cel vechi, iar cel nou are niște probleme și a rămas în garanție de la firma care l-a montat și l-a pus în funcțiune. Domnul președinte, un pilot, cred că era, pe elicopter smurt, scria la un moment dat să ne ferească Dumnezeu de o intervenție în Călăraș și Slobozia, că nu există helicopter. Sunt pacienți netransportabili, până la stadion, acolo unde poate ateriza, e drum lung. În urmă cu câțiva ani, chiar la un moment dat, în timpul unei intervenții, nu se putea intra pentru că era drumul blocat de zăpadă. Există această, nu știu cum să zic, această idee. Da, a fost. În parcarea existentă acum. În parcarea spitalului. În parcarea spitalului existentă spre parc. Am avut discuții cu municipiul Călăraș, dar a fost abandonată ideea să ne transfere parcarea, să ne dea parcarea, noi să facem parcare etajată și deasupra parcării să facem heliport cu transfer direct la etajul 4, la sala de operație. Nu s-a materializat. De ce? Era chiar interesant. Interesul nostru a fost, am și spus cum văd eu dezvoltarea și preluarea acelei zone foarte aglomerate, printr-o parcare cu 4 etaje, ca să putem să menținem regimul de înălțime al spitalului, să nu ieșim într-o zonă cu altceva decât ce există în zona respectivă, adică, ca înălțime. Adică primăria a refuzat solicitarea dumneavoastră de a rezolva problema asta? Da. Cine a blocat acest proiect? Primăria? Primăria. Cine poate, dacă nu a dorit să ne dea acea parcare? Să ne dea în administrarea Consiliului Județean să putem să realizăm parcarea... Cred că era problema lui Cianu, nu al lui domnul Drăgulin, că dumnealui e executiv. E vorba frumos, e președintele partidului, unde să vorbim decât la superlativ. Da, bine despre ce emoții. Da, nu, primăria nu a dorit, că e o parcare, gândiți-vă că aici nu sunt costuri foarte mari pentru a realiza o parcare, să e vorba de, pe metru pătrat nu cred că e mai mult de 300 de euro să realizăm parcarea, pentru că nu are finisaje, nu are nimic decât parte betonată și cel mai mult o să fie rezistența pentru să susțină și heliportul la etajul, peste etajul 4. Și o lăsați așa, numai... Așteptăm următorul mandat. Ce mai faceți cu angajații aceia care v-au dat în judecată, că i-ați fi dat afară în regulă, nu știu ce? I-am dat afară în baza hotărârii de Consiliul Județean. Da, angajații s-au dus în instanță, mi s-a suspendat hotărârile de Consiliul Județean. Dacă vor câștiga, vor fi reprimiți înapoi, nu e nicio problemă. Pentru noi... a putea să restructurăm Consiliul Județean, rămâne în continuare această idee, că e clar că noi
echipa Consiliului de Țean, cei care n-au ținut pasul, a trebuit să facă un pas în lateral. Adică a fost evaluați, au dat examen, au picat. Acum, dacă Cotroia judecătorească spune, primiți înapoi, îi primim înapoi și evaluăm din nou. Păi nu s-a decis deja asta? Păi nu, nu s-a decis încă. Păi până nu va fi definitivă și definitivă Cotroia judecătorească de reprimire. Spune că este executorii. Executorii instanței. Păi stai puțin. Să ne vină hotărârea să vedem nu va ce spunem, ne-a venit decât niște certificate de grevă. E adevărat că v-au făcut plângere penală? Da. Da. De ce? Să poate afla. Păi că am încălcat o lege, dar eu n-am încălcat o lege, am încălcat niște acte administrative. Acte administrative ale Consiliului de Țean dacă aș fi încălcat un act administrativ. Dar lucrurile nu le poți rezolva în penal. În penal se rezolvă încălcarea unei legi sau unei hotărâri de guvern. Așa spune legea și Curtea Constituțională a definit foarte clar abuzul în serviciu. Abuzul în serviciu dacă ai încălcat o lege sau o hotărâre de guvern. Vă mulțumesc și sper că anul ăsta cu toții să reușim să depășim multe provocări care vor veni și vor fi, să spunem, dezbateri cel puțin pe media online și media Antena 3 Călăraș, acolo care vor fi cu picanterii, cu dezbateri și să reușiți să dați și mai buni candidați care să ne conducă pentru următorii 4 ani. Asta vă doresc în anul 2020, să dați, să spun eu, indicații și să provocați pe cei care vor să candideze, să aducă speranța cetățeanului că sunt cei mai buni care să administreze și județul și primăriile din județul Călăraș. La mulți ani, dragi prieteni presă!